Biruirea egoismului. În 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 33, găsim scris: După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor oamenilor, căutând nu propriul meu câștig, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. În inimile multora există un element de egoism care se agață de ei ca lepra. Ei și-au consultat atât de mult propriile dorințe, plăceri și comodități, încât nu simt că alții au nevoie de ei. Gândurile, planurile și eforturile lor sunt pentru ei înșiși, trăiesc pentru sine și nu cultivă dezinteresați bunăvoința care, dacă ar fi exercitată, ar crește și s-ar întări până când plăcerea lor ar fi să trăiască pentru binele altora. Egoismul trebuie să fie sesizat și biruit, căci este un păcat grav înaintea lui Dumnezeu. Ei trebuie să manifeste un interes mai special pentru omenire, făcând astfel și-ar aduce sufletele într-o legătură mai strânsă cu Hristos și ar fi impregnați cu Duhul Sfânt, astfel încât să se lipească de El cu o perseverență atât de fermă încât nimic nu i-ar putea despărți de iubirea Lui. Omul a cărui experiență cel mai puțin de invidiat este cel care își închide simpatiile în propria inimă. Cei care primesc cel mai mare bine din viață și simt cea mai veritabilă satisfacție sunt cei care primesc pentru a dărui. Cei care trăiesc pentru sine se găsesc mereu în nevoie, pentru că nu sunt niciodată mulțumiți. Nu există creștinism în închiderea afecțiunilor în propriile noastre inimi egoiste. Trebuie să aducem strălucire și binecuvântare în viețile altora. Domnul ne-a ales ca pe niște canale prin care să transmitem binecuvântările Lui. Vine vremea când pământul se va clătina încoace și încolo și va fi mișcat ca o colibă la cutremur. Dar gândurile, scopurile, faptele lucrătorilor lui Dumnezeu, deși acum nevăzute, vor apărea în ziua cea mare a pedepsei și răsplății finale. Lucrurile uitate acum vor apărea ca martori, fie pentru a aproba, fie pentru a condamna. Dragostea, curtoazia, sacrificiul de sine, acestea nu se pierd niciodată. Când cei aleși al lui Dumnezeu sunt schimbați de la moarte la nemurire, cuvintele și faptele lor de bunătate vor fi cunoscute și vor fi păstrate prin veacurile veșnice. Niciun act de serviciu altruist, oricât de mic sau simplu, nu este vreodată pierdut. Prin meritele neprihănirii atribuite a lui Hristos, parfumul unor astfel de cuvinte și fapte este păstrat pentru totdeauna. Părinte Ceresc, te rog, dacă există în viața mea egoism, te rog, înlătură-l și ajută-mă să fiu o persoană înțeleaptă, plină de bunătate și să pot oferi ceea ce mi-ai oferit Tu în dar. Îți mulțumesc că și astăzi pot să fiu biruitor, pentru că Tu mergi cu mine și nu mă lași în niciun moment singur. Fii slăvit și lăudat. Amin.